ale celor de Sfinți Părinții noștri, Ioan Vasile, Iubi și era Vasile cel Mare, Grigori, Fundător de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale Sfinților Anastie și Ioan cel Milostiv, Patriarh ale Sanhedriei, ale Sfântului Nicol, Patriarhul Constantinopolului, ale celor de Sfinți Părinții noștri, Nicolae, al Milelor, Iche și Scriitor al Minunei, Părătorii de Minuni, care vine la Cernica Iosif cel Nou, Chiorești și Sava, Antimitirea Iosif Mărturisitorul, Elasie și Leonie, și ale tuturor Sfinților de Ar, ale Sfinților și Marelor Mucenici, Gheorghe Bătător de Privință, Dimitrii Sfărător de Mir, Teodor Chirotul Stratea și Oancelul de la Suceava, ale Sfântului Sfinții Mucenic Caralampie, ale Sfinților Mucenici din Tita Romanului, Sergie și Pancru Amarantul și Oca, ale Sfinților Mărturisitor Ioan și Moise, ale Sfinților Martirii Grigoreni, Constantin Voievodul cei patru fii ai Săi, Constantin Ștefan Dragul și Matei și Stăticul de Arate, ale Sfinților Mucenițe, Filofreia și Tatiana, și ale tuturor Sfinților Bunului Rectorul Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievoști Pace Mare și Caroi Pasara, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtător Părinții ai noștri, Grigorie de Capărinul Nicolii cel Sfinții, Dimitre cel Nou Tantin Sfimastru, Vasile de la Boiana Mărului, Paisă și Gărgacul de la Neaț, și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfinților Cuvioase Maici Paraschiva de la Iași și Teodora de la Sfinta, și ale tuturor Sfinților Cuvioase Maici, ale Sfinților Apostol, Petru și Pavel, a căror pomenire o să deși, cu ale Sfinților și Dreptul Dumnezeu Părinții Tatăl și Ana și Părintelor Rugăciunile tuturor Sfinților. Rugăciune Mântuitorile, Doamne, auzi-ne de noi, pe toți care ne rugăciune și ne miluiește de noi. Pentru cei primiți, pentru cei ce sunt în datorie,
Doamne,
iar din acel moment avea să se săvârșească Sfânta Liturghie la biserica, la prima biserică din cartier, o biserică fonocovânală, care s-a păstrat până în 1985, când ea avea să fie reacțină formatoare. N-am văzut o biserică actuală, aici undeva la plasul dumneavoastră, în forma aceasta de mijlocovânală, reprezenta vechea biserică a Bactiei. De atunci, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt ocrotitorii Bactiei noastre, a tuturor credincioșilor din zonă, a celor care duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, au pășit și pășesc și pășiți, iată, pragul casei Domnului pentru a vă închina lui Dumnezeu, pentru a vă aduce fructe de rugăciune și în aceleași în acele rugăciune, mijlocire și mântuire. Iată că noi, partea aceasta a orașului, avem această bucurie aparte, o bucurie personală noastră de a primi spre ziua de mâine, spre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, mărturisitorii lui Hristos, cei care au răspândit Evanghelia în lume și cei care și-au încheiat viața pământească prin martirul lor de la Roma, în același an, în anul 67, sigur, după Hristos. Mai există